Decizia de a reduce numărul de clase la liceul teoretic Radu Vlădescu din Pătârlagele a fost luată de inspectoratul școlar după un recesământ al elevilor care urmează să finalizeze gimnaziul. Șefii învățământului Buzoian spun că numărul copiilor a scăzut semnificativ, iar clasele care funcționează în prezent sunt prea multe. De câțiva ani încoace a scăzut numărul de elevi și anul acesta la fel s-a întâmplat. Anul trecut au fost cu 22 de clase mai puțin în clasa a noua față de anul anterior. Anul acesta sunt cu 15 clase mai puțin față de anul anterior. Și cum puteam să lăsăm la toate liceele același număr de clase dacă numărul de clase trebuie să scadă, că sunt mai puțini copii? Și dacă îi lăsam clasa mai multe, ele nu puteau să se umple, că copiii sunt mai puțini. Hotărârea creează însă nemulțumiri în rândul primarilor localităților de pe Valea Buzăului. Șefii administrațiilor locale sunt de părere că decizia este una nedreaptă și că de fapt s-ar urmări desființarea liceului din Pătârlagele. Cred că s-ar crea încă o dată o nedreptate locuitorilor din Pătârlagele și celor și localităților și cetățenilor din celelalte localități limitrofe Pătârlagele, fiindcă acest liceu cu tradiție i-a învățat de-a lungul timpului pe copii din Pătârlagele, dar și din zonele arondate orașului Pătârlagele, și spun încă o nedreptate, fiindcă să nu uităm că acum vreo 2-3 ani de zile doamna inspector general, tot dânsa, care este și acum în funcție, a vrut să unească liceul tehnologic, adică școala de arte și meserii, cu liceul teoretic. Deci, cred că ceea ce vrea să facă sau ceea ce urmărește în acest moment este mai mult pus la cale să distrugă și acest liceu care este o emblemă pe Valea Buzăului. Totodată, primarii consideră că decizia îi va descuraja pe elevii cu posibilități materiale reduse să urmeze 12 clase și vor abandona școala după absolvirea gimnaziului. Elevii ăștia care s-au născut în niște familii mai sărace le-am tăiat acest drept care este în apropiere de ei. Adică vin de la Cătina, vin de la Chiozul, vin din Pătârlagele, din statele arondate, vin să facă un liceu la Pătârlagele și un liceu bun. În mod sigur, nu se vor duce la liceele din Buzău sau de la Brașov. Ei aspiră și aspirația lor întotdeauna și noi care avem relații cu primarii din zone și cu părinților și ne cunoaștem unii cu alții, aspirația lor este să facă un liceu la Pătârlagele. Decizia de a desființa clase nu a fost aplicată doar la nivelul liceului din Pătârlagele. Sunt colegii mari din municipiul Buzău care, începând cu anul școlar viitor, vor funcționa cu clase mai puține ca urmare a scăderii numărului de elevi. S-a tăiat o clasă și de la Colegiul HD-ul, dar s-a tăiat o clasă și de la Colegiul Eminescu, pentru că asta este. Dacă nu avem copii, nu vom avea nicio clasă. Nu o clasă mai puțin. Ei nu înțeleg că nu a fost o decizie luată după alte criterii. Ei discută politic, ca să le crească acțiunile unor domn consilieri, că vai de mine ce îi doare pe ei inima de soarta școlii. Primarii mai multor comune împreună cu cadrele didactice de la liceul Radu Vlădescu și cu un grup de părinți au înaintat un memoriu în care își arată nemulțumirea față de decizia inspectoratului școlar. Memoriu pe care l-a înaintat Ministerului Educației. Aceștia speră ca șefii învățământului de la nivel național să revină asupra acestei hotărâri.